Steaua București a rămas neînvinsă și fără gol primit și după meciul din etapa a 6-a cu echipa a 2-a a FC Rapid 1923. După o primă jumătate de oră cu multe ratări, Andrei Neagoe a înscris în minutul 36 cu un șut plasat din interiorul careului și 1-0 pentru Steaua a fost scorul la pauză. Abia intrat în teren în repriza secundă, Florin Răzdan mărește avantajul roșalbaștrilor cu un gol sărbătorind frumos nașterea fiului său. Cu un șut teleghidat, Robert Elec a dus scorul la 3-0 în minutul 61. Ultimul gol al meciului a venit pe contraatac, Băjenaru îl lansează pe Valentin Niculae care nu iartă și Steaua Rapid 1923 s-a încheiat 4-0. Fiecare meci îl tratăm la fel. Doar când vezi suporterii care îți vin de fiecare dată, n-ai cum să nu tratezi meciul serios cu oricine joci. Plus că erau Rapid și știm ce rivalitate există între ei, am vrut să le facem o bucurie, mai ales că ei împlinesc 17 ani Vacarmu și atunci era așa o chestie și pentru ei, să-i facem fericiți. Important e că am câștigat și trebuie să o ținem tot așa. Este cea mai importantă zi din viața mea, e de golul băiețelului meu și soției mele. Eu zic că fără emoții vom promova anul acesta. În următoarea etapă, a 7-a, Steaua va întâlni tot pe terenul din Berceni, echipa Progresul 2005 București.